A fost o furtună bună, mai că nu a plouat cu grindină, dar noi totuși am așteptat să se domolească un pic vremea și să intrăm să-l felicităm pe Ciprian Cosmin cu 14 ani. Tortul e pregătit, felicitarea de asemenea și înăuntru mergem să-l căutăm, se distrează alături de prieteni. E în piscină, dar mergem la terasă să-l invităm și să-l felicităm frumos. Din partea cui? E bine, vine din partea mătușii Cristina și din partea unchiului Denis această surpriză. Hai! Să-mi scăpăm tortul, mă rog eu. Hai! Avem nevoie de Ciprian Cosmin. Ciprian Cosmin să se apropie aici pe scenă, pe terasă, vă rog. Ciprian Cosmin. Ciprian Cosmin. El e care fuge, da? Ciprian, stai un pic. Salutare! Numele meu este Iulian și astăzi am deosebită plăcere să fiu curierul tău cu surprize. Știm că astăzi ești sărbătorit, știm că este ziua ta de naștere și pentru că ai fost bravo, pentru că ești muncitor, străduitor și un băiat de nota 10, astăzi, cineva care te iubește și cineva care consideră că joci un rol important în viețile lor sau în viața ei, în viața lui, ne-au trimis aici să-ți spunem tare mult să-mi trăiască, mult să-mi trăiască, la cine să trăiască, cine să trăiască la mulți ani. Ciprian să trăiască, Cosmin să trăiască la mulți ani. Hai că suntem nu tare mulți, hai să-l aplaudăm tare, tare! Ciprian, spune-mi, te rog. Astăzi, cu cine ai venit aici la piscină? Cu Dada mea. Încă o dată cu cine? Cu Dada. Cu Dada. Ai aici la piscină ceva prieteni? Da. Poți să-i inviți aici? Da, da. Nu se vină. Strigă-le, nu vor. Bine, dacă nu vor, nu vor. Eu am vrut să-i invit aici să asiste la momentul în care îți oferim primul cadou de astăzi, tradiționalul tort de sărbătoare. Acesta este pentru tine. Vezi o brichetă? Noi, astăzi, în moment de sărbătoare, treci mai în față un pic, îți dorim să fii forțos, să fii voios. Știm că ai multe dorințe. Știm că la 14 ani începi să descoperi ce îți place și ce nu. Începi să descoperi ce dorești să devii în viață. Noi îți dorim mult succes, multă energie, orice frigură ai emoții, că văd cu un pic tremuri, iată că a venit și bricheta. Și cât timp, da, cum ai spus tu, aprinde lumânările, eu vreau să te rog să-ți pui câte o dorință pentru fiecare lumânare. Aici avem 6 lumânări, 6 dorințe, pune-mi, te rog. Și cât timp arb lumânările, eu îți voi spune: la mulți ani cu sănătate să tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiești. Bravo! La mulți ani!
mulți ani pentru tine, Ciprian. Fie ca acele dorințe să se îndeplinească cu adevărat. Fie ca în prieteni să ai succes, să nu te dezamăgească nimeni. La școală să ai succese, să ai cele mai mari note. Să-i faci mândri pe oamenii care te iubesc. Pe mătuși, pe unchi, pe părinți, pe prieteni, pe verișori, pe bunici, pe toți să-i faci mândri, pentru că eu știu că tu poți, încă o dată te felicit și vreau să te întreb, Ciprian, cine crezi că ne-a trimis pe noi astăzi aici, așa în ploaie, să-ți spunem la mulți ani, cine crezi că ne-a trimis aici? Încă o dată. Dada. Dada? Cu alte cuvinte, Dada ce înseamnă? Da, bun, am înțeles. Eu vreau să trec la mesajul nostru de felicitare. Știm că ești un sportiv, știm că ești pasionat de taekwondo, așa că uite ce mesaj de felicitare ți-am pregătit, cu un fundal cu specificul tău și permite-mi să citesc acest mesaj de felicitare cât mâine a prins ploaia. Dragă Ciprian Cosmin, la mulți ani fericiți! În această zi specială în care împlinești 14 ani, dorim să-ți transmitem cele mai sincere urări de bine. Ești un băiat minunat, plin de energie și talentat. Și suntem foarte mândri de tine. Îți dorim să ai parte de sănătate, fericire și multe realizări frumoase. Fie ca visele tale să devină realitate și să ai parte de un an plin de bucurii și momente de neuitat. Cu mult drag! Mătușa Cristina și unchiul Denis. Adică surpriza vine din partea, cum ai spus tu, Dada. Hai să vedem o îmbrățișare, ești frumoasă. Să știi că ești un băiat norocos pentru că această persoană tare mult ține la tine și a spus că tu meriți și a pus imaginația la contribuție. A venit cu tine la bazin și aceasta nu a fost toată surpriza. Ei bine, ai felicitările noastre. Ai o mână caldă din partea noastră și încă o îmbrățișare din partea Dadei. Cam plouă, dar tu să nu-ți faci griji, pentru că ploaia este un semn al norocului, al belșugului și prea cald era azi, așa-i? Vreau să-ți dau microfonul și să îi mulțumești doamnei Cristina. Mulțumesc foarte, foarte mult, Dadei. Nu știu cum să zic. Și îngăși dumneavoastră să spuneți câteva cuvinte la microfon. Ești copilul meu și te iubesc foarte mult. La mulți ani să fii sănătos. Și vă mulțumim foarte mult că sunteți foarte activi și foarte populari pentru raionul Cantemir, nu știu Chișină. Și foarte mulțumesc, foarte rapid, în primul rând. Mulțumim frumos, doamna Sfeta, să fiți sănătoasă. Mulțumim frumos. Ciprian, care e melodia ta preferată? Nu am. Nu ai nicio melodie? Dar ce asculti tu pe acasă? Nu ai nicio melodie? Nu trebuie. Eu cred că o să punem melodia asta la mulți ani de ziua ta și vreau să te duci să faci așa o seritură în piscină și noi să ne uităm la tine. Hai! Hai, hai, hai! Ciprian! Gata. La mulți ani cu fericire, să aibă parte de sănătate, Ciprian, să fie cel mai fericit de pe lume. Eu cred că dacă vă are pe voi alături, într-adevăr, așa și este. Să aveți parte, în ciuda anul timpului de seară, cât mai frumoasă și gândim să trecem la fotografie, așa că... Cosmin! Vino, te rog, să facem câteva fotografii.
Fericirea rezultă din faptele făcute cu suflet.